Ce înseamnă o funcție liniară? În primul rând, ce înseamnă o funcție? f de x egal cu y înseamnă că această funcție este definită pe mulțimea valorilor de unde este luat x-ul, adică domeniul, cu valori în o altă mulțime, unde vom avea Y-ul, adică codomeniul sau rezultatele. Bun. Hai să luăm o funcție. Să spunem că avem funcția F definită pe R cu valori în R, ceea ce înseamnă că argumentul de aici din interior este un număr real, iar rezultatul funcției este la rândul lui un număr real. Funcția este dată în felul următor, f de x este minus x minus 1, și să calculăm cât este produsul f de minus 9 înmulțit cu f de minus 8 înmulțit cu puncte puncte f de 8 ori f de 9. Cea mai simplă metodă este să fim isteți și să vedem că aici pe undeva, în acest produs, o să găsim un F de o valoare, să-i spunem amic, pentru care funcția asta de aici, F de X, este egal cu 0. Și care e șmecheria? Păi, dacă undeva avem că f de valoarea respectivă este 0, înseamnă că dacă înlocuim pe x cu amic aici, Va fi minus a, minus 1 egal cu 0, rezultă că aul este 1. Nu, aul este minus 1. Și ce înseamnă asta? Noi avem numerele de la minus 9 până la 9. Cu siguranță, la un moment dat, pe aici, pe undeva, va fi și minus 1. Păi, dacă f de minus 1 ne dă 0, Având un produs, întotdeauna într-un produs când înmulțim cu 0, rezultatul va fi 0. Simplu. Altfel, altă variantă ar fi fost să ne apucăm să calculăm F de minus 9 cu cine este egal înlocuit aici, F de minus 8 și apoi toate astea să le înmulțim și să constatăm același lucru. Dar work smarter, not harder.